Bună seara, domnilor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Vorba lui Tașcă. Este ora 18, este vineri, chiar și 13. Să sperăm că nu va fi o emisiune cu ghinion. De fapt, cred că, având în vedere ce v-am pregătit în această seară, cred că va fi o emisiune pe care o veți gusta, pentru că realitățile ne împing să discutăm și să facem analize critice al celor ce se petrec. Ca de obicei, invitatul meu din vineri seara, sociologul Valentin Fulger. Bine ați venit, domnule profesor! Bine v-am regăsit pe dumneavoastră, bine am regăsit telespectatorii, bună seara! Înainte de a începe efectiv să discutăm ceea ce am pregătit pentru dumneavoastră, avem aici în partea de sus a ecranului două posibilități de a ține mai aproape de noi. Este vorba de canalul de YouTube NTTV și de asemenea de pagina de Facebook Vorba lui Tașcă. La canalul de YouTube trebuie să vă abonați, pe Vorba lui Tașcă puteți să ne dați un like și veți fi ținuți la curent cu tot ceea ce vom posta acolo de-a lungul vremii, inclusiv emisiunile pe care le facem aici în fiecare vineri seara. Domnule profesor, intrăm în pâine, să zic așa. A fost o săptămână plină, aș putea să spun. Realitățile săptămânii, cum titrăm noi pe ecran, sunt într-o viteză extraordinară. Aș începe cu subiectul care a ținut capul de afiș și încă mai ține. E vorba de închiderea piețelor și după aceea de redeschiderea, măcar parțială, a acestora și de discuția, inclusiv în Parlament. Recunosc că prima dată nu m-am gândit că în Parlamentul României se va putea discuta despre piețe. Dar după aceea, sigur, dându-mi seama de încărcătura politică a vremurilor în special, era clar că acum orice temă, cum să-i spun eu, socială, dacă putem să spunem așa, cred că va ajunge în discuția Parlamentului. Ați afirmat că nu v-ați gândit niciodată la posibilitatea ca Parlamentul să ia în discuție această problemă cum ar fi piețelor, da? Dar v-aș aminti faptul că piața este un loc de întâlnire între diferite persoane, diferite categorii sociale. Piața nu ocazionează doar cumpărături. Piața ocazionează întâlniri și aș vrea să vă spun că într-una dintre lecturile pe care eu le-am făcut în urmă cu ceva timp, întâlnirea între doi oameni este generată de spiritul gregar, de spiritul nostru ca specie, de a ne întâlni, de a discuta, iar cel care scrie cartea, amintește, este un antropolog, sociolog, amintește de faptul că bârfa este una dintre cărămizile societății noastre, iar bârfa ne-a însoțit începând de acum 15.000 de ani, din perioada în care, să spunem, vorbim de trecerea din preistorie la despărțirea societății noastre pe baza diviziunii muncii în triburile de păstori, culegători, vânători și cei care aleg să ducă o existență sedentară, dar care fiecare încearcă să își povestească unora altora întâmplările prin care trec, pățanile pe care le au, faptul că într-o anumită zonă este un câmp mai rodnic sau este o vale în care se găsesc mai multe animale. Prin urmare, piețele închise lovesc în mai multe segmente ale societății. Pe de o parte este acest segment al aprovizionării, pentru că noi prima oară tindem să ne gândim la așa ceva. Pe de altă parte, este vorba despre cei care vin să aprovizioneze și care constituie un segment destul de larg. Este vorba despre un... Mă refer la comercianți, nu știu chiar sigur dacă sunt producători. Aș spera să fie producători. Cât mai sunt, așa, mai puțin. Așa, pentru că ei merită acest lucru. Sunt oameni care provin din zonele rurale ale țării, în Valea Jiului, pentru că aici suntem, este aprovizionată în special de către zona de sud a țării, zona Olteniei, și ca atare este un berbec, ca să spun așa, primit direct în plex de către micii comercianți, care oricum aduc produse mai bune, deci calitativ, decât mai sănătoase, decât cele pe care le găsim în marile supermarketuri. Și adăuga inclusiv mai cu gust, pentru că roșiile de la supermarket de multe ori sunt doar roșii fără gust de roșii, știți cum este. Acum aș putea să fac o paranteză și să vă explic că am făcut un experiment destul de interesant, dar nevoit. Am uitat o roșie pe masă în bucătărie
înainte de a pleca în concediu. Când m-am întors din concediu, roșie era perfectă, am tăiat-o, am vrut ca să văd, s-a stricat, nu, ea era perfectă, putea să fie consumată. O roșie, roșie naturală, luată din grădină, vă dați seama că după o săptămână, 10 zile, în mod categoric își depăsea termenul de garanție. Dar revenind. Deci, iată, pe de o parte discutăm despre limitarea posibilității de aprovizionare, discutăm despre un berbec dat în plexul micilor comercianți care, până la urmă, își valorifică munca de peste an în piețele din țară, iar pe de altă parte discutăm de acest segment care ocazionează piața ca loc, agora, este vorba despre un loc în care oamenii se întâlnesc, discută, este de ajuns să te duci într-o piață care este suficient, nu neapărat foarte mare, dar mai ales dacă ar fi mare, și să-ți dai seama că acolo se întâmplă fel de fel de lucruri. Eu acum, dacă mă lăsați să fiu obiectiv, să nu fiu subiectiv. Sigur, cât de obiectiv puteți să fiți. Aș vrea să vă spun în același timp că sunt situații totuși dificile pe care nu le-am mai experimentat. Nici noi ca români, nici cei din străinătate, ca să spunem că împrumutăm lucruri bune, nu mai inventăm noi, adică nu mai trecem prin niște etape pe care le-am putea arde, hai să ne ducem direct la modelul, la paradigma care funcționează. Prin urmare, încerc să înțeleg și pe cei care sunt la butoane și care iau aceste decizii, le înțeleg într-un anumit fel aceste, să spunem, ezitări, acestea cu piețele, dar altele nu le înțeleg și știți că v-am mai spus că sunt foarte contradictorii. Mi s-a părut o decizie ciudată, adică închizi piețele neînchizând mall-urile. Este foarte adevărat și... Nu cumva era mai corect să pui o mai mare presiune în sensul de control de polițiști care să meargă în piețe mai mult și să îi pună pe cei care nu poartă mască să poarte, decât să închizi de valma? Mi se pare că e ca în bacul acela, dacă te doare piciorul, îl tăiem sau ceva de genul ăsta. Sau îți dăm aspirină, pentru că asta știm ca să tratăm. Dacă am face un experiment și ne-am duce să vedem, să observăm în mod direct ce se întâmplă în piață și ce se întâmplă în mall, veți vedea că piețele, până la urmă, cred eu, sunt mai aerisite decât marile. Cu siguranță, da. Nu e aer condiționat, în primul rând. Așa, dar uitați-vă, o să vedeți ce hale uriașe sunt. Adică este un volum de aer mult mai mare decât într-un mall care oricum este închis. Piața, chiar dacă este într-o hală, volumul de aer mai mare permite o mai bună ventilație a aerului și ca atare să spunem că am păstrat oarecum această distanță. Mie nu-mi place socială, este o distanță sanitară, este o greșeală care se promovează pe toate sursele de media, pentru că distanța socială este până la urmă o distanță care ține de bun simț și de decență. Am mai spus chestia asta, dacă mergi cu iubita sau cu soția la restaurant, distanța socială acceptată este aceea în care cum să spun eu, te săruți în văzul lumii, nu stai foarte, foarte apropiat, adică există o distanță socială minim acceptată din punctul de vedere al decenței. Chiar dacă stai la aceeași masă. Chiar dacă stai la aceeași masă. Ori această distanță care ni se impune în cazul pandemiei este până la urmă o distanță sanitară, obligatorie. Și cred că aici s-a greșit când s-a spus distanța socială, distanța socială. Dacă s-ar fi explicat oamenilor, deja avem 7, 8, 9 luni de zile de când tot discutăm despre acest lucru, că este vorba despre o distanță sanitară, probabil că am fi avut un... Dacă îmi permiteți, ca să facem această dezlegare de lucruri false spuse, am vorbit în mai multe rânduri cu un medic, chiar un medic ATI, un medic foarte bun, nu îi dau numele, nu pentru că și pentru că n-am discutat cu el să fac public acest lucru, îmi spunea că termenul asimptomatic nu există. Este un termen absolut inventat. Singurul termen acceptabil și pe care toți studenții la medicină îl învață este termenul de purtător sănătos al virusului. Nici de cum asimptomatic. Adică, vedeți cum ne place să inventăm termeni, așa cum mi se pare că ne place să inventăm și decizii. Asta cu piețele, mie mi se pare, și nu numai mie, evident, și multora, mi se pare o decizie total neavenită, fără nicio logică, fără nicio gândire. Adică în loc să năsprim controlele, în loc să năsprim presiunea pe cei care nu poartă mască, închidem piețele. E ciudățel așa, adică e tipicul politicii românești așa cumva. Pentru că a spus termenul de ciudat, în subiectele pe care noi le vom discuta în această seară vom avea lucruri și mai ciudate. Suntem ciudate. Într-o republică a ciudățenilor. Pentru că a spus că ne place să inventăm termeni sau să folosim termeni într-un mod absolut aiurea, observ la televizor, în toate sursele de informare care vin către noi, așa, fel de fel de oameni, începând de la oameni politici,
critici și până la oameni la care eu aș fi avut pretenții mult mai mari, este vorba despre profesori care folosesc în mod greșit termenul de expertiză, confundându-l cu cel de experiență și aud în permanență, am expertiza necesară. Nu, nu ai expertiza necesară, ai experiența necesară. Expertiza înseamnă faptul că prin mijloace de natură tehnică, în laborator experimentăm ceva anume, controlând anumite variabile de natură tehnică, de natură umană, etc., etc. Deci, iată că sigur, sunt multe, la nivelul limbajului comun se folosește poate cu prea multă îngăduință așa ceva. Nu știam că asimptomatic este un termen care nu există, dar facem un lucru. Dar dacă vă asigură pe dumneavoastră un medic de acest lucru, înseamnă că... Chiar și un medic în care chiar am încredere foarte mare. Ca o concluzie la acest subiect, domnule profesor. Cum rămâne? Piețele închise, piețele deschise, înțeleg că în unele părți ale țării primarii nu s-au supus, în alte părți s-au supus. Parlamentul pregătește și el o lege în acest sens, dar care va ajunge tot în pixul domnului președinte Iohannis. Cum vedeți această temă? Sau haideți să vă întreb altfel. Cine a pierdut, cine a câștigat din? Deci, în mod categoric, micii comercianți au pierdut economic, pentru că săracii de ei, vă spun, munca lor de peste an nu este posibil să fie valorificat. Asta este una. Doi, pierdem noi, cei care ducem să ne aprovizionăm. M-am dus astăzi la un supermarket și am renunțat să cumpăr niște roșii pentru că pur și simplu am avut impresia că sunt niște mici de ping-pong. De plastic, da. Da, de plastic. Și atunci am spus, mă voi duce în piață când am timp, mă sui în mașină și mă duc imediat să cumpăr oricum o marfă calitativ superioară. Și la gust, și la culoare. Și care la... va fi nevoită să stea afară. Da, și vă dați seama că odată ce clima se răcește, aceste produse vor fi afectate, vor degera și ca atare... Politic, cine a câștigat, cine a pierdut? Eu cred că PSD-ul acum, în mod categoric și din ceea ce am văzut, va specula acest lucru. Cu siguranță va face asta. PNL, și face deja. PNL-ul, în mod categoric, va pierde din așa ceva, pentru că sunt foarte mulți oameni care nu vor sta să disece foarte bine, să despice firul în patru și să vadă, dom'le, în fapt... Care este până la urmă substratul unei astfel de măsuri? Știm cu toții că substratul ar consta sau constă de fapt în ideea de distanțare, în ideea de a elimina marile aglomerări umane pentru a evita răspândirea virusului, pentru a-l izola. Dar vedeți dumneavoastră, nici noi, nici cei din străinătate încă nu suntem foarte experimentați în așa ceva, deci nu avem experiența necesară. Prin urmare vom vedea ce se va întâmpla și cine va deconta din punct de vedere politic. Păi nu mai e mult și o să aflăm cu siguranță, chiar în ziua de Moș Nicolae. Schimbăm, doamnelor și domnilor, și pentru că l-am întrebat pe profesorul Fulger cine pierde, cine câștigă politic, vom discuta în ceea ce urmează un subiect eminamente politic și pentru că așa cum deja știm cu toții de 30 de ani, în România politica se face pe bani. Se face pe bani publici, pe banii noștri ai tuturor și se face dând din acești bani, imaginați-vă un munte de bani așa, din care fiecare în interesul politic trage o felioară și o împarte celor care crede el că îl vor vota. Este vorba despre așa numitul spor de Valea Jiului, un spor de care beneficiau de unăzi profesorii care își exercitau meseria în această zonă. Acum, un candidat, un senator în funcție, dorește ca acest spor să fie extins și să fie repus pe tapet în casarea celor care lucrează în acest domeniu, adăugând câteva domenii în plus. E vorba de asistenții sociali și de asemenea de medici. De medici. Spuneți-mi în primul rând dacă cei din învățământul superior, mai ales profesori universitari, beneficiau de spor de Valea Jiului. Deci, din discuțiile pe care noi le-am avut, v-am atras atenția asupra faptului că cei din învățământul superior au beneficiat o perioadă foarte scurtă de acest spor, care după aceea le-a fost tăiat. Am înțeles că era vorba de niște considerente de natură legală care nu lăsau până la urmă universitatea, care dispunea de autonomie în raport cu ministerul, comparativ cu liceul sau cu învățământul preuniversitar gimnazial, care nu dispune de o astfel de autonomie și care este total dependent de Ministerul Educației. Da. Deci, ca și să spunem, reabilitare a adevărului istoric, învățământul superior din Valea Jiului nu a beneficiat de acest spor. Sau foarte puțin.
Aș vrea să fiu foarte obiectiv și să vă spun că am analizat această inițiativă a senatorului Răzmeriță, am văzut și luarea de poziție a doamnei Lucica sau Lucia Muntean. Da, unii spun Lucica, alții spun Lucia. Aș vrea să vă spun că amândoi au dreptate și în același timp amândoi greșesc. Și o să-mi spuneți cum este posibil așa ceva. Am să mă poziționez la mijloc și am să vă spun un lucru. Sunt de acord cu această inițiativă de acordare a sporului de Valea Jiului pentru profesori, pentru medici, pentru asistenți sociali, dar pe asistenți deja îi scot, pentru că aici nu mai este o problemă. Ei săraci își fac munca de teren, nu au salarii foarte mari, prin urmare, în mod categoric, îi scot din discuție să beneficieze de această... Ei au nevoie, da. Da, au nevoie. Dar rămân profesorii și medici. Dacă domnul senator Răzmeriță dorește ca această lege să nu fie acuzată de populism, exact așa cum a afirmat doamna Muntean, ar trebui ca să beneficieze de aceste sporuri, am înțeles în jur de 20%, profesorii din preuniversitar, adică școala generală 1, 4, 5, 8, să beneficieze și cei de la universitate, dar asta în cazul în care se va acorda. Și dacă se va acorda, să fie vorba despre preparatori, despre asistenți, despre lectori, despre conferențiari și despre profesori universitari, dar asta în cazul în care încadrarea lor nu depășește 100 de milioane și nu fac parte din proiecte europene, nu sunt conducători de doctorat și nu, sunt pe funcții de conducere. Pentru că altfel, cei 20% în momentul în care se acordă vor însemna ceva din 100 de milioane, adică 20 de milioane, și de când altceva înseamnă din 3.000 sau 4.000 de lei. În acest caz, domnule senator Răzmeriță, știți ce vom face? Sau ce veți face dumneavoastră? Veți adânci prăpastia salarială între niște categorii de profesori sau de medici, și este la fel și la medici, dacă medicul depășește 100 de milioane sau are și cabinet privat, acel spor nu ar trebui să se acorde. De ce? Pentru că vom ajunge la un cumul de sporuri, adică spor de conducere, spor de Valea Jiului, cabinet particular. Care va mai fi cel puțin un salariu. Da. Deci este absolut necesar ca această lege să fie dreaptă. Eu sunt de acord cu sporul, dar ea nu trebuie să provoace inegalități sociale din ce în ce mai mari. Discutăm despre oportunități de șanse egale și eu vă spun, pentru a nu se repeta inechitățile care se repetă cu pensiile, adică mărim pensiile, să spunem, cu 40%, că mai sunt se acorde. Da. Deci una înseamnă 40% din 100 de milioane, adică 40 de milioane, și alta, din 1000 și alta înseamnă din 1000 de lei, adică 4 milioane. Deci ce înseamnă 4 milioane pe lângă 40 de milioane? Vă dați seama că îi faceți mai bogați pe cei care sunt mai bogați și mai săraci prin comparație cu ceilalți, pe cei care deja sunt săraci. Deci legea, dacă vreți să nu fie populistă și dacă vreți să nu creeze prăpastii și frustrări, pentru că noi aici vom discuta și ne putem plasa în mod categoric în ceea ce se numește teoria privării relative, care ne arată foarte clar că sunt grupuri sociale, profesionale, care prin comparație cu alte grupuri se simt defavorizate, pentru că ceea ce îmi dai dumneata mie, domnule senator Răzmeriță, 20%, nu este exact cu ceea ce dai ăluia care deja are 100 de milioane. Aici nu este vorba de discriminare, din contră, este vorba de dreptate. Și pentru că putem să discutăm despre discriminare, asta cred că s-ar putea să fac într-o discuție particulară cu dânsul, în cazul în care va mai ieși senator, și părerea mea este că va ieși, vis-a-vis de modul în care se poate promova în cadrul sociologic, în sistemul universitar, și știți de ce spun asta? Pentru că are doctoratul în sociologie și atunci... aș putea să port o astfel de discuție. În momentul în care aș auzi, de exemplu, că unii atacă această lege a sporului de izolare, să-i spunem, spor de Valea Jiului, că nu sunt bani, pe motivația că nu sunt bani, eu le-aș spune tuturor celor care atacă acest lucru că dacă nu ar exista bani în România, în regiunea Ardeal, în regiunea Oltenia, în regiunea care vreți dumneavoastră, Moldova, noi n-am avea în această țară nici top 300, nici top 100, nici top 50. Știți cum e? Bani sunt, dar nu la toată lumea. Nu. Lăsați-mă să-mi duc raționamentul până la capăt ca lumea să înțeleagă ce vreau să transmit. Cei care sunt în top 100 și cel care este pe primul loc are un miliard, poate 500 de milioane de euro, nu da, de lei. Da, sigur. Așa. Următorul are probabil un miliard, următorul are 900 de milioane, următorul are 100 de milioane și ajungem
până la cel de-al 99-lea sau 100, care are probabil 20 de milioane de euro. Dacă am adunat toți banii ăștia, am obținut o sumă colosală. E bine, banii ăștia nu sunt aduși din străinătate. Banii ăștia sunt produși în România de către români. Deci banii există. Ceea ce face ca discriminarea socială și economică în cadrul populației să fie majoră. Pentru că 10% din populație deține 90% din bani, iar 90% din populație deține doar 10% din bani, deși cei 90% produc bani. Deci eu dacă mai aud vreodată această sintagmă, nu sunt bani, și în general asta este pe buzele liberalilor, am să spun de la început că sunt mincinoși. Există bani și cele mai mari contracte se fac cu statul. Deci statul are banii, sunt bani publici, sunt bani din bugetul de stat, bani din bugetele locale. Prin urmare, sunt bani. Bun, pronostic. Trece legea, devine realitate și dacă a da întrebare, câte voturi va aduce senatorului Răzmeriță această lege? Domnule Tașcă, eu pariez, sunt în stare să pariez că Răzmeriță Cristian va ajunge din nou senator și am să vă spun... Pe primul loc. Odată că e pe primul loc. Dar și dacă vom avea o prezență scăzută la vot, undeva în zona lui 30, și am să vă spun și de ce. Pentru că dacă la locale, unde interesul este mare, lumea nu s-a prezentat, vă dați seama că la generale... unde interesul scade, nu sunt interesați decât cei care sunt pe listă să scoată oamenii la vot. Așa. Că PSD-ul are votanții cei mai disciplinați. Numai că din ceea ce am observat eu, descreșterea este uniformă. Ceea ce face ca procentele se mențină. M-ați înțeles? Da. Și dacă se duc 60% la vot, creșterea este uniformă, procentele se vor menține. Și dacă scad, descreșterea este uniformă, ceea ce face ca procentele se mențină. Ok, i-aduc ce voturi senatorului această lege? Deci eu cred că i-aduce ceva, i-aduc voturi, această inițiativă, acest mod de a pune problema. Până la urmă, dacă stăm să ne gândim, este vorba despre reabilitarea unui drept care a fost a existat. Tot acestui domn a fost trecută o lege cu privire la pensionarea cu 2 ani mai devreme pentru, și am înțeles că sunt în jur de vreo 23 de localități din țară care beneficiază de această lege. Deci nu are aplicabilitate restrânsă numai pe Valea Julii. Nu, sunt multe din județul Hunedoara. Și în zona Devei, Hunedoarei. Domnule Tașcă, le luăm pe mână. Este Bradu posibil să fie, este Călanul posibil să fie, este Hunedoara, este Valea Jiului. Acum nu mai spun de Valea Julii. Sigur, toate aici sunt mai multe. Dar exceptând să spunem 10 din Hunedoara, mai avem înseamnă încă 13 din alte zone ale țării și este foarte bine că acești oameni iasă mai devreme la pensie. Nu sunt foarte mulți, nu sunt milioane, să nu se sperie nimeni. Este vorba de, probabil au mai rămas mii, pentru că foarte mulți ne-au părăsit între timp fizic. Bun, deci până la urmă domnul senator joacă tare politic cu teme... Eu v-am spus că le dau dreptate amândouă. În cazul în care această lege se aplică, și o să spună unii domni, de ce să nu se aplice, că este discriminant? Nu, discriminant este în cazul în care celor care are 100 de milioane îi mai dai încă 20 de milioane. Atunci am reținut punctul dumneavoastră de vedere, eu zic să trecem mai departe, pentru că suntem la învățământ, doamnelor și domnilor, vom discuta despre un lucru aproape nemai văzut. Nu în România, că în România le-am văzut pe toate, ci în lume. Și anume este vorba despre acea declarație și acum cei care sunt părinți de copii la școală, să zicem așa, cred că și la liceu se aplică. Nu? Da, peste tot. Au primit o declarație acasă, prin intermediul copiilor sau pe sistemele acestea moderne, în care trebuie să se angajeze că nu filmează lecțiile online. Ceva mai odios n-am auzit de mult și... Domnul profesor, în calitatea lui de părinte, a și primit o astfel de declarație și poate să ne dea mai multe detalii, însă mi se pare extraordinar de ieșit din orice bun simț să te protejezi, ca nu cineva să nu te filmeze. Adică pe orice cetățean, pe mine, pe dumneavoastră, pe oricare, ne poate filma oricine, oriunde, pe domnul profesor nu-i poate filma nimeni și trebuie să semnezi cu numele tău și cu numele copilului acest lucru. Vă rog, domnule profesor. Uitați, și de această dată aleg să mă poziționez pe mijloc și am să vă spun de ce. Pentru că vreau să fiu echidistant, vreau să fiu obiectiv, deci nu vreau să fiu nici sociolog angajat, nici sociolog radical. S-a primit de către părinți, la nivel național, o declarație, o am aici în față, ceea ce, să spunem, șochează la această declarație, e limbajul. E limbajul, nu este neapărat scopul și am să vă spun de ce.
Sunt persoane în această lume care trebuie să fie înțelese. Poate că sunt ușor mai timide, poate că sunt mai timorate să vorbească în fața altor oameni. Și trebuie să-i înțelegi. Ca profesor? Da. Eu nu pot să cred că un profesor e timorat să vorbească în fața, domnule Tașca, în fața unui public. Uitați-vă ce se întâmplă pe internet. Sunt foarte multe videoclipuri băgate pe YouTube în care sunt pur și simplu profesori jigniți la ora de curs. Dar nu că un profesor nu poate vorbi în fața publicului. Nu, asta am vrut ca să transmit. Profesorul își susține ora în fața 20-30 de copii, dar în momentul în care ieși la ora online, probabil că în mintea ta se produce un anumit tip de, să spunem, raționament. În spatele camerelor pot să fie părinți, poate să fie difuzată emisiunea asta în direct, nu știu pe ce canal, Nicu Tașcă TV, etc., etc. Și atunci poate să apară acest sentiment al timorii. Dom'le, cine știe cine mă urmărește și poate... Păi, dar oamenii ăștia au ceva de ascuns? Nu, stați un pic să vă spun. Poți să greșești, greșeala este omenească. Poți să greșești. Deci... Am explicat această poziție, din acest punct de vedere sunt de acord. Nu sunt de acord, în schimb, cu limbajul foarte dur care a fost promovat de această declarație. Vă rog să citiți. În sensul că se spune așa, declarație, în condițiile, am descărcat această declarație de pe site-ul... Ministerul Educației. Nu. Un site al unui radio. În condițiile desfășurării activităților didactice la nivelul unității de învățământ, puncte, adică precizez, inclusiv prin intermediul tehnologiei și al internetului, în conformitate cu dispozițiile din, și ne spune, Legea Educației Naționale numărul 1, cu modificările, etc., etc., nu contează această chestie, până aici este birocrație. Dar spune așa. Subsemnatul, și aici am să vă corectez că a spus să fie filmat, nu este vorba de filmat doar. Subsemnatul, încadrat la unitatea de învățământ, se referă la copil pe postul, nu știu ce, mă oblig să nu înregistrez prin niciun procedeu activitățile didactice și să nu le multiplic sub nicio formă fără acordul cadrului didactic. A, deci le e frică că cineva ar vinde. Da, dar asta știința. Am impresia că e. Deci, să previn înregistrarea activităților didactice sau să multiplic. Nu, îmi pare rău, îmi cer scuze, este o altă declarație. Deci, declarația aceasta este prima pe care o gândiseră. Cea de-a doua, în schimb, asta este îndulcită. Cea de-a doua, pe care am semnat-o și eu, trebuie să recunosc, pentru că asta este, ca părinte, n-ai ce să faci, trebuie să te racordezi. Se spune, mă oblig. Ca prin orice mijloace să mă opun sau să previn înregistrarea sub orice fel de formă. Și declarația se, și aceasta văd, chiar îndulcită, se termină apoteotic. Declar, susțin și semnez că am luat cunoștință de întregul conținut, precum și de prevederile articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarație, etc., etc. Ce este șocant. Nu este doar faptul că ni se spune că mă oblig ca prin orice mijloace. Acum, ca să le analizăm, care sunt prin orice mijloace? Ca să vă spun un lucru. Ion Iliescu, când a spus, mă adresez tuturor forțelor conștiente și responsabile să intervine ca să apără democrația, a generat ceea ce se numește mineriada din 13-15 iunie, când oricine s-a putut considera o forță conștientă și responsabilă, da? Sigur, și vorbeam și în ele țări, da. Când spun, mă oblig, nu mă angajez, mă oblig să previn prin orice fel de mijloace sau să iau toate măsurile. Care sunt aceste măsuri toate? Vedeți? Asta este una. Dar când spui, declar, susțin și semnez. Ca la ancheta penală. Asta este vorba. Așa ceva poate să iei numai polițistul și procurorul. Hai să spunem, ca adult, ca major, poți să spui chestia asta. Am trecut prin așa ceva, declar, susțin și semnez. Dar sunt copii care au 10 ani, 11 ani, 12 ani și legislația prevede foarte clar că ei nu răspund penal. Prin urmare, și totuși îl pui să semneze și pe el, nu? Da, îl pui să semneze și pe el. Deci pe mine m-a deranjat, să spunem, duritatea acestei declarații în condițiile în care sunt ferm convins că, pe de o parte, la ore, nu se întâmplă sau nu ar trebui să se întâmple absolut nimic din ceea ce este normal să se întâmple. Adică profesorul transmite către... Eu nu chiar nu înțeleg ce au oamenii ăștia de ascuns. Adică... Uite, deja am văzut două cazuri interesante în care studenții au filmat două profesoare, una de la AS și alta de la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Deja una dintre ele și suspendată. Este vorba despre o doamnă care, în loc să predea, îi învăța pe studenți formule de adresare.
Adică cum vă adresați mie? Deci asta făceau la curs. Și cealaltă care era undeva, să spunem, timorată pe ideea că există conspirația uciderii ei, asasinării de către moldoveni. Și nu e normal că să ajungă astfel de cazuri extreme sau deviante să ajungă în atenția opiniei publice? Domnule Tașcă, și tot pe poziție de mijloc vreau să mă mențin. Studenții respectivi au spus că aceste cazuri au fost aduse la cunoștința conducerii de foarte multă vreme, adică se trecea din generație în generație. Sigur, cu așa și făceau același lucru. Asta. Mie mi se pare că, de fapt, este o încercare de ascundere a gunoiului sub preș, pentru că dacă ești un profesor bun și majoritatea sunt, nu? Da. De ce ți-e teamă că cineva te înregistrează și te pune pe YouTube? Adică dacă îți faci ora... Nu. Sunt cazuri izolate. Chiar vă spun că sunt cazuri izolate. Nu știu, mie mi se pare... Dar... E și din comun, oricum. Este. Această declarație este ieșită din comun. Nu sunt de acord cu ea. Ea putea, unul și același lucru, îl pot spune într-o sută de forme. Am văzut că au ieșit în piața publică, în special, jurnaliști, comentatori, care au criticat aspru, așa cum încerc să fac și eu aici. Însă n-am văzut niciun părinte. Să zic că am văzut ceva de... Ba, nu. Asociația Părinților din România, ca și Consiliul Național al Elevilor, au recomandat ca această declarație să nu fie semnată. Asta este una. La fel am văzut că un secretar de stat, Badea parcă îl cheamă sau nu știu, a spus că este doar cu titlul de recomandare și că părinții care nu semnează nu pățesc absolut nimic. Acum... Și totuși credeți că vor fi părinți care nu vor semna? Adică are un număr important, vreau să spun. Așa, foarte, un, nu. 1, 2, 5. Părintele, chiar dacă, eu am mai discutat, tinde să semneze acest lucru tocmai pentru a nu crea niciun fel de... A nu-l pune pe copil într-o situație jenantă, adică, domne, maică ta sau taică tu nu a semnat așa ceva, este posibil atunci să înregistreze. Ascultați-mă, oamenii serioși nu se ocupă cu chestia asta. De acord cu noastră, dar eu cred că derapajele de genul acesta, eu cred că trebuie sancționate. În mod categoric. Și, până la urmă, societatea civilă trebuie să facă acest lucru, pentru că altfel corpul funcționăresc din Ministerul Educației nu se va schimba niciodată. Aș vrea să spun ceva, dar păstrând proporțiile și vreau să se înțeleagă, păstrând proporțiile. Lucruri asemănătoare s-au întâmplat în Rusia sovietică. Și nu numai în Rusia sovietică, s-au întâmplat în toate republicile sovietice când Stalin cerea suplimentarea cotelor pentru cei care trebuie să fie împușcați. Și ca să le suplimenteze, cei care erau șefi de republici, de raioane, în colaborare cu profesorii, au determinat copiii de la școală să-și denunțe părinții cum că discută împotriva lui Stalin, care este considerat tatăl tuturor popoarelor. Și atunci se suplimenta cota de împușcați. Ori asta vreau eu și asta incriminez. Acel mă oblig ca prin toate mijloacele, prin toate formele. Și codul penal acolo și la sfârșit. Codul prevederile penal. Codului penal. Aș vrea să vă spun că aici nu cred că este ceva de penal. Aici poate că ar fi ceva de civil în condițiile în care este dezincriminată calomnia și insulta. Deci dacă această calomnie și insultă sunt dezincriminate, de ce bag codul penal aici? Vă mai spun ceva. Indiferent cât ai fi de responsabil ca părinte, îi spui copilului nu fă asta. Există totuși în copii o anumită doză de teribilism. Ei se incită reciproc. Ai curajul. Este vorba despre un non-conformism care la vârsta lor nu este pozitiv. Este negativ. Cel care dovedește că este mai rebel, este mai cool, este mai tare și este urmat de ceilalți. Da. Poți să-i spui copilului nu faceți lucruri, că nu este bine. Copilul poate că o face incitat și de ceilalți ca să arate cât de tare este. Cine răspunde? Părintele, pentru că el a spus așa, mă oblig. Și a semnat și el, dedesubt de el a semnat copilul, și intru sub incidența articolului 326 din codul penal. Păi oameni buni. Deci eu pot să fiu un părinte responsabil, dar după asta răspund dacă copilul meu a făcut și pe cuvântul meu de onoare. Până la urmă nu este vorba că a furat o mașină, că a furat o mașină și să fie major sau să fie minor. A condus o mașină neînmatriculată sau a condus-o sub influența băuturilor alcoolice sau drogat, ca să răspundem în cod penal. Eu rămân la părerea mea că este un... Da. Nu știu cum să-i spun, un demers absolut jenant. Și eu cred că este un derapaj. Și un derapaj inimaginabil. Și mie îmi pare rău că nu există voci mai multe și mai puternice care să conteste acest lucru și până la urmă să revenim în normalitate, că nu mi se pare că suntem în normalitate. Nu. Dar tot despre
așa zisă normalitate anormală, vom vorbi și în subiectul următor. Și pentru că spunea domnul profesor de copiii care sunt teribiliști și pot să facă acte din acestea de bravură, am citit împreună, să zic așa, am aflat cu surprindere cu toții că securitatea dinainte de 89 avea, draculați, câți domnule profesor? Peste 10.000 de copii. Peste 10.000 de copii. Deci nu 1, nu 100, nu 1.000. Peste 10.000 de copii. Ce înseamnă copii? Evident că de la clasele mici... Din generală, până din școala generală. Din școala generală, deci școala nu ne ducem la liceu. Nu. La liceu acolo era altă... Deci, acolo erau deja uteciști. Am și scris un articol în ziarul dumneavoastră pe baza unui excelent, am mai spus, interviu oferit de către o doamnă, doamna Gianina Nagâț, membră CNSAS, care din actele pe care le-a studiat, și de mică parte din actele mari, cea mai mică parte, vă dați seama, sunt ținute, care sunt încă existente, multe s-au ars. S-a ajuns la constatarea certă a faptului că peste 10.000 de copii, vă dați seama ce înseamnă acest lucru, au fost colaboratori și informatori ai securității. Vă dați seama că dacă el a fost preluat din școala generală, din clasa 7-a, 8-a, Poate și mai repede. Și apoi a fost și a continuat colaborarea în liceu. După ce a terminat și cu liceul, în mod categoric, această, să spunem, colaborare și frăție a continuat. Deci acești copii, într-un anumit fel, au fost malformați, dar trebuie să recunosc că au fost și ajutați, pentru că poziționarea lor în cadrul societății, până la urmă, era superioară. A fost superioară, cred eu, cu ajutorul acestei structuri care s-a numit Securitatea Statului, pentru că nu degeaba i-a recrutat, i-a, să-i spunem, dăscălit, dădăcit într-un anumit fel și, în mod categoric, această investiție în timp și în creșterea lor nu putea să fie, să spunem, aruncată pe apa sâmbetei după un an sau doi de colaborare. Deci colaborarea, eu cred că a mers din copilărie și până eu cred că acești copii care atunci erau copii, acum sunt adulți, și s-ar putea ca foarte mulți dintre ei să fie în funcții foarte importante. Dar înainte de a comenta mai departe, domnule profesor, aș introduce în discuție o altă temă care are tot legătură cu securitatea. De altfel am denumit acest subiect, acest punct din discuția noastră, Republica Securității, și o să înțelegeți imediat de ce. Pentru că s-a întâmplat, nu în 1970, nu în 1980, ci acum în 2020. Acum câteva zile, da, suntem încă în 2020, de că nu pentru mult timp, un fost ofițer de securitate care a fost implicat inclusiv în anchetarea celebrei dizidente Dorina Cornea, și nu numai, mai e vorba de multe alte anchete pe care acest om le-a făcut, a trecut la cele sfinte. Până aici nimic neobișnuit, aș putea să spun, pentru că e clar că avea o vârstă înaintată. Numai că ce credeți? El a fost condus pe ultimul drum nu ca orice muritor de rând obișnuit, ci cu onor acordat de către Jandarmeria Română. Adică Jandarmeria Română, în 2020, dă onorul unui torționar comunist. Iar sunt fără cuvinte. Și înțeleg că acest lucru nu este deloc nou, ci că s-a întâmplat de foarte multe ori, numai că nu s-a aflat până acum, încă de pe vremea când Ministerul de Interne era condus de celebru domn care încearcă acum o revenire politică, domnul Gabriel Oprea. Cum vi se pare? Eu sunt, recunosc că sunt stupefiat. Vă aduceți aminte că într-una dintre discuțiile noastre, când discutam despre relansarea economică a României, l-ați întrebat, domnule, totuși, hai să vedem ce s-ar putea face, cum crezi că s-ar putea face? Și atunci v-am răspuns că eu, părerea mea, este că ar trebui să facem o fabrică de OZN-uri. Eu am zis că trebuie să facem o fabrică de OZN-uri. Știți că ați râs, atunci. Da, și râzi acum. O fabrică de OZN-uri. Că nu se poate chestia asta. Eu vă spun că România poate să facă această fabrică de OZN-uri. Să le și vindem, nu ca pe mașini. Vom fi, o să-mi spuneți că nu e posibil, vom fi singura țară din lume și din acest quadrant cosmic care va produce OZN-uri. Și o să-mi spuneți cum. Și am să vă spun cum. Este țara care raculează 10.000 de copii ca să colaboreze cu securitatea. Este țara în care securiștii sunt îngropați cu onoruri militare al altăieri. Este țara în care copiii la 10 ani semnează declarații cu
atât de clar susțin și semnez. Deci de ce n-ar fi posibil să facem și o fabrică de OZN-uri? Pentru că în țara asta toate impossibilitățile devin posibile. Devin realitate. Kafka e invidios, cred. Acum, interesându-ne despre această problemă, trebuie spus că un domn, Gabriel Oprea, care a fost, spun eu, un blestem asupra acestei perioade de timp a României. Este vorba despre un individ care într-o perioadă de 7-80 ani de zile a ajuns de la stadiu de preparator la stadiu de coordonator de doctorat. Deci vă spun ca persoană, universitar acum. Ca universitar că este acest lucru este posibil doar în cazul în care ești genial. Dacă nu e cazul. Nu e cazul domnului de față. Absolut că nu este cazul domnului Oprea, care s-a dovedit că până și doctoratul dânsului a fost plagiat și tot ce a coordonat ca și coordonator. Deci este de cimentul minții. Ce să spun? Deci numai ce nu am, cimentul minții. Îți îngheață mintea când auzi Gabriel Oprea, coordonator de doctorat. Știți că unul dintre doctorii dânsului este mai mult, mai celebru chiar decât Gabriel Oprea. Coldea. Florian Coldea. Da. Și cine este domnul Coldea? Cred că nici nu mai trebuie să spunem. Așa. Fost prim adjunct. Domnul Gabriel Oprea emite în 30 aprilie 2014 un ordin. Deci câte onoruri militare ar fi fost date de atunci? Asta este foarte interesant. Interesant este și faptul că, auziți ce se spune, în comunicatul Jandarmeriei Cluj, care după asta spune prin șefii, noi n-am știut chestia asta, spune și ne arată o chestie, spun eu, iarăși ieșită din comun. Se spune că în conformitate cu ordinul ministrului, numărul 64 din 2014, cadrele militare ale MAI au dreptul la cererea familiei, că ei sunt morți atunci. Da, da, sigur. Așa, ca să ne, așa, la o ceremonie de înmormântare cu onoruri militare. Și spun cine sunt cei care nu au voie. Militarii care s-au sinucis, cei care au murit în timp ce săvârșeau o infracțiune sau cei care au fost degradați militar. Ăștia sunt cele trei categorii care nu au voie să fie înmormântate cu onoruri militare. Dar în schimb... În rest, toată lumea. Stați un pic, dumneavoastră înțelegeți chestia asta. Păi eu cred că acest minister are zeci de mii de oameni. Dacă fiecare familie ar cere onoruri militare, cred că noi am epuizat toată muniția. Cu salvele. Știți că nu e de război. Știu eu că nu este de categorie. Noi am făcut armata de asta. Dar ideea în sine este că să organizezi pentru fiecare în sine onoruri militare, funeralii de o asemenea, să spunem, anvergură, înseamnă a demonetiza inclusiv o înmormântare prin onoruri militare sau cu onoruri militare. Înmormântarea cuiva care chiar merită așa ceva, un veteran de război, un erou. Și pe lângă chestiunea pe care o spuneți dumneavoastră cu tragerea salvei, există momentul în care cortegiul decedatul este cărat pe umeri de soldați, da, de jandarmi. Așa. Dar ce, vreau să vă întreb altceva, ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că jandarmeria este cumva precursoarea, sau mă rog, urmașa foste securități? Stați pentru că de, cred că asta se încearcă, de fapt. Fosta securitate s-a spart în două. În două, SRI-ul și jandarmeria, da. Pentru că jandarmeria nu era nimic altceva, nu erau decât trupele de securitate, dar în armate. Cele exact. Care erau în albastru. Cei care erau mai cu gulerele albe au trecut la SRI. SRI-ul erau cei care făceau dosarele penale și care aveau posibilitatea să întocmească dosare penale, să facă anchete penale exact așa cum le fac umblau în civil. Da. Și care umblau în civil. Deci asta este. Dar această colaborare, după cum se vede, nu... Nu s-a încheiat. Nu. Cred eu că nu. Dar vedeți dumneavoastră, încă o dată, Gabriel Oprea emite un astfel de ordin și în această țară nu se găsește nimeni în guvern, adică în toate departamentele juridice, în secretariatul general al guvernului, nu se găsește nici măcar un isteț care să fie jurist și să spună, băi, Nea Oprea. Băi, uite, Gabriele. Băi, Găbiță, ce faci tu nu este bine. În 2014, cred că domnul Oprea era ministru în ce guvern? Puneți o întrebare foarte grea. Au fost foarte multe guverne. Nu, în guvernul Ponta. În 2014. Da, din 2012 până în 2015 a fost guvernul Ponta. Deci asta ne arată... Da, pentru că evenimentele au avut de la colectiv au avut loc în octombrie. În octombrie 2015. Da. Deci, iată,
ce influență nefastă a avut, inclusiv, și vedeți cum se leagă lucrurile între ele. Ne ducem acum la Victor Ponta, care a girat practic prin semnătura lui ca prim-ministru astfel de blasfemie. Păi, dacă e ordin de ministru, cred că are nevoie de... Este, o fi ordin de ministru, dar toate ordinele de ministru trebuie să fie legale din punct de vedere... Bun, da. Întrebarea se pune altfel. Bun, suntem în 2020. Da. Cine e ministru de interne? Domnul Jack Velea. A fost abrogat ordinul, nu cred. Nu, nu, domnul președinte Iohannis, întrebat de către jurnaliștii de la Deutsche Welle. În conferința de presă am văzut cum și se întâmplă? Domnul a zis că o să verifice. Nu. A făcut campanie electorală, a spus de asta trebuie să nu mai votați PSD și să votați PNL, ca să reparăm chestiile. Păi nu se poate. Acum, știți cum e. Închidem aici, domnule profesor. Mai avem 5 minute și n-aș vrea să ratăm momentul. Ne-am pregătit săptămâna trecută să facem o scurtă analiză a complexului energetic cu Nedoara. Noastră a scris, așa cum a scris despre fosta securitate, a scris articole numărate, nu nenumărate, nenumărate deocamdată, dar tind să devină, despre CEH. Am citit astăzi o știre care m-a cutremurat de asemenea, și anume că sindicaliștii de la Mintia, domnilor și domnilor, termocentrala Mintia se află de multă vreme într-un... stă pe un butoi de pulbere, așa se întâmplă tot felul de lucruri, au cerut cu subiect și predicat PNL-ului să retragă sprijinul politic celui care conduce această termocentrală. De ce? Nu pentru că nu le e simpatic celor de la termocentrala Mintia, ci pentru că omul nu are nicio treabă cu energetica. Omul a fost parașutat acolo, nu știu pe ce criterii. Sigur, săptămâna trecută au fost mișcări inclusiv în zona de minerit. Oamenii nu și-au primit salariile, nu și-au primit drepturile restante, vorba de încălzire, de transport, de așa mai departe, și-au refuzat să intre în subteran. Între timp s-a mai dat ceva, s-au plătit o parte din lefuri, lucrurile s-au stins. Cu care este situația? Cum vedeți situația complexului energetic Hunedoara? În primul rând aș pleca de la o afirmație. Îmi pare rău că nu mai avem foarte mult timp, pentru că era mai mult de discutat aici. A spus că omul nu are nicio treabă cu energetica. Păi așa? Păi eu vă pun o întrebare. Ce treabă avea cu ornisul, individul ăla care și-a falsificat diploma de bacalaureat? Nu trebuie să ai nicio treabă. Și a ajuns până să ocupe post de conferențiar, aproape că putea să coordoneze și doctorat. M-ați înțeles? Un tip care n-avea bacalaureat. Ce treabă avea ăla cu ornisul? Nu e atâta treabă că n-are cu energetica nimic de a face, pentru că până la urmă... Da, poți fi un bun manager, poți fi un bun organizator. Aici vă dau o întâmplare. Înainte de 1989 se spune că un ministru al agriculturii din Canada a venit în România și în vizită de lucru s-a întâlnit și cu Ceaușescu, s-a plimbat pe câmpurile României și la un moment dat presa l-a întrebat unde a terminat facultatea de agronomie sau ceva de genul. Și l-a spus, eu nu sunt inginer agronom sau zootehnic sau... Păi și ce sunteți? Și era ceva electronist. Și cum puteți să ocupați chestia, postul acesta? Și el a spus, sunt un bun manager. Bun. Dar domnul acesta nu e nici măcar un bun manager. Adică... Păi poate este un bun membru de partid. Asta cu siguranță. Și poate își plătește cotizația la timp. Și nu, adică cotizația... Acum, asta știți la fel de bine ca și mine că... Termocita Amintia a fost totdeauna o vacă de mulți pentru cei aflați dar ce la putere. Aș vrea să vă spun că celor de la Amintia, nu știu cât de bine le-a făcut alipirea cu, și celor de la Paroșeni alipirea cu... Paroșeni, ciudat, ne-au remarcat și eu, nu se mai aude nimic. Este o liniște mormântală, deși înțeleg că centrala nu funcționează în mare parte a timpului. Păi poate și din cauza sindicatului care nu este foarte vocal cum este cel de la Amintia. Asta este o... Nu știu dacă mai este sindicat. Chestie, dar aici, vedeți dumneavoastră, ar trebui să discutăm odată și poate în emisiunea viitoare ar trebui să... facem o emisiune dedicată. Nu, să reluăm acest subiect pe 10-15 minute și să arătăm de ce eu am spus într-unul dintre articolele mele sau într-o emisiune de televiziune că atunci când aud de sindicate, primul meu instinct sau ăsta este să iau telefonul și să sun la 112. Și... Bun, dar mai sunt, uitați că în cazul de față când lucrurile sunt în favoarea celor de la sindicat. Da, este foarte adevărat acest lucru, nu vreau să absolutizez, dar voi arăta de ce atunci când aud de sindicatele miniere îmi vine să sun la 112. Da, pentru că istoria e de așa natură. Da, da. Și modul în care sindicatele miniere s-au comportat, raportat la administrație, raportat la factorul politic, își pune cuvântul acum inclusiv în ceea ce privește administrarea Mintiei, să nu se creadă că nu există legături. Există legături pentru că 10 secunde.
Factorul politic a fost învățat ca lumea sindicală să fie obedientă prin intermediul administrației. Și discutăm data viitoare. Și a fost și încă mai e, în mare parte. Doamnelor și domnilor, sper că am reușit să vă ținem în fața ecranelor cu aceste 5 subiecte, a spune eu, cu greutate fiecare dintre ele și că împreună mai facem puțină lumină în ceea ce înseamnă societatea românească. Așteptăm mesajele dumneavoastră atât pe YouTube cât și pe pagina de Facebook și ne vedem din nou vinerea viitoare de la ora 18. O seară frumoasă în continuare!